Mă numesc Rusu Marius și sunt elev în clasa 9-a, la Liceul Teoretic Principesa Natalia Dădeanu și voi recita un fragment din amintiri de copilărie. La hramul bisericii se ținea praznicul câte o săptămână încheiată și nu mai se fie avut pântece unde să pui colivă și bucatele. Atât de multe erau. Și dascăli, și popi, și vlădici, și de tot soiul de oameni, din toate părțile se adunau la hramul bisericii din Cumulești. Și toți ieșeau mulțumiți. Ba și pe la casele oamenilor se ospătau mulțime de străini. Și mama, Dumnezeu să o ierte, strașnic se mai bucura când se întâmplau oaspeți la casa noastră și avea prilej să-și împartă pâinea cu dânșii. Ori mi-or da feciorii după moarte de pomană, ori ba, mai bine să-mi dau eu cu mâna mea. Că oricum ar fi, tot sunt mai aproape dinții decât părinții. S-a văzut de acestea. Și când învățam eu la școală, mama învăța cu mine acasă și citea acum la Ceaslov, la Psaltire și Alexandria, mai bine decât mine. Și se bucura grozav când vedea că mă trag la carte. Din partea tatii, care des îmi zicea în bătaie de joc, logofete, brânză în cui, lapte acru în călămări, hiu și bai prin buzunări, puteam să rămân cum era mai bine. Nica lui Ștefan a Petrei, om de treabă și gospodar în Homulești. Vorba aceea, decât codaș în oraș, mai bine în satul tău, fruntaș. Mama însă era în stare să toarcă în furcă și să învăț mai departe. Și tot ce hăia mama pe tata să mă mai dei undeva la școală, căci ai auzise ea spunând la biserică, în Parimei, că omul învățat înțelept va fi și pe cel neînvățat slugă va avea. Și afară de aceasta, babele care trag pe fundul sitei în 41 de bobi, toți zodierii și cărturăresele pe care le căutase pentru mine și femeile bisericoase din sat, îi băgase mamei o mulțime de bazaconii în cap. Care de care mai ciudate? Ba cam să petrec între oameni mari, ba că sprinde noroc ca broasca de păr, ba cam un glas de înger și multe alte minunății, încât mama, în slăbiciunea ei pentru mine, ajunse a crede că am să ies un al doilea cucuzel, podoaba creștinătății, care scotea lacrimi din orice inimă împietrită, aduna lumea de pe lume în pustiul codrilor și veselea întreaga făptură cu versul său. Doamne, măi femeie, Doamne, multă minte ți mai trebuie, zicea tata văzând așa ahotnică pentru mine. Dacă ar fi să iasă toți învățați după cum să coți tu, n-ar mai avea cine să ne tragă ciubotele. N-ai auzit că unul cica s-a dus odată bou la Paris unde a fi acolo și a venit vacă? Oare Grigore a lui Petre Lucă de la noi din sat, pe la ce școli a învățat de știa spunea atâtea bongoase și conocărie pe la nunți? Nu vezi tu că dacă nu-i glagore în cap, nu-i și pace bună? Așa fi, n-ar fi așa, zise mama, vreau să-mi fac băietul popă. Ce ai tu? Numai decât popă, zise tata. Auzi, măi, nu-l vezi că e o tigoare de băiet, cobăiet și liniș de n-are pereche? Dimineața până îl scoli, îi stupești sufletul. Cum îl scoli, cere de mâncare. Cât e mic, prinde muște cu ceaslovă și toată ziulica bate prundurile după scaldat. În loc să pască cei cârlani și să-mi dea ajutor la trebi, după cât îl ajută puterea. Iarna, pe gheață și la săniuș. Tu cu școala ta l-ai deprins cu nărav. Când s-a face mai mărișor, are să înceapă mirosi a catrință. Și cu asta rânduială, n-am să-mi de folos de el niciodată. Și după cum am cinstea vă spune, multă vorbă s-a făcut între tata și mama pentru mine.